Lovituri devastatoare pentru DNA, fostul ministru Tudor Chiuariu, achitat. Fostul ministru al Justiției, Tudor Chiuariu, a fost achitat de judectorii de la ICJ, într-un dosar extrem de spectaculos al DNA, dosarul retrocedrilor. În același dosar mai sunt judecați fostul deputat Viorel Hrebenciu și fostul deputat Ioan Adam, care au primit câte 2 ani de închisoare cu executare. Fostul ministru al Justiției a fost acuzat de trafic de influent, sepelare de bani, sublinierea aderare la un grup infracțional organizat. În dosarul privind retrocedarea a peste 43.000 de hectare de pădure, în care sunt judecați fostul deputat Viorel Hrebenciu, deputatul Ioan Adam sublinierei beneficiarul retrocedrii, Gheorghe Paltin Sturza. Potrivit ordonanței de dispunere a controlului judiciar, în contextul demersurilor infracționale depuse pentru retrocedarea unor mari suprafețe de teren forestier către Paltin Sturza, în noiembrie 2012, Ioan Gheorghe Varga sublinierei Daniel Constantin Celugre sau înceles cu Tudor Chiuariu se primească suma de 2,5 milioane de euro pentru a interveni pe lângă funcționarii publici ai Comisiei Județene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar din cadrul instituției prefectului județului Bacu, RNP Rom Silva. Direcției silvice Bacu subliniere IOPI Bacu, cu scopul de a-i determina pe acea subliniere tia fie se urgenteze, fie se subliniere îi îndeplinească în mod defectuos, exemplu. Se nu exercită acțiunii în justiție. Atribuțiile de serviciu privind punerea în executare a unei decizii a Tribunalului Covasna. Decizia avea ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeței de 43.227 de hectare de teren forestier ce a aparținut fostului domeniu Ghica Comne subliniere timp.